Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit. Vreau să vă mărturisesc că pentru seara asta am avut așa o dilemă, că nu știam cum să procedez atunci când e vorba de introducere. Nu eram sigură dacă e bine să vă spun din start care este tema emisiunii sau mai bine să vă prezint sau să vă spun cine este invitata din această seară. Am ales a doua variantă din simplul motiv că mi-e foarte dragă doamna care este invitată acum lângă mine. De mult o urmăresc, de mult îmi doresc să o cunosc și a lipsit foarte puțin. Uite atâta ca să ne vedem în platoul televiziunii Arad, da? Lumea s-a întâmplat să se învârtă, să se întoarcă cu susul în jos sau cu fundul sus, cum vreți, și nu s-a mai putut pe moment. N-am renunțat la idee și pentru că eu sunt de principiu că dacă mă lovesc de o dificultate, problema aia are cel puțin două soluții. Am găsit repede o soluție și uite că acum sunt cu Connie Larkin aici la Câte în lună și stele, vorbim Câte în lună și stele în această seară. Îți mulțumesc tare mult, Connie, pentru că ai acceptat invitația de a ne vedea. Mulțumesc, Codruță, onoare de partea mea. Mă bucur că m-ai invitat să vorbim împreună. Da, mersi. De obicei, la emisiunile mele, obișnuiesc să rog invitații să spună câteva cuvinte despre ei. Asta pentru a ne familiariza cu cei care vin în fața celor care ne urmăresc, având în vedere că nici eu nu te știu personal decât așa online. Ar fi bine și pentru mine să te cunosc mai bine, dar și pentru cei care ne urmăresc. Cu siguranță există printre ei oameni care deja știu de tine, te-au ascultat, au citit despre tine și știu cine ești, dar probabil că mai sunt și oameni care doar au auzit de tine și nu știu nimic despre Connie Larkin. Cine este Connie Larkin? De unde vine? Ce face? Ce hobby-uri are? Care sunt pasiunile ei? Cine este Connie Larkin? Cred că ți-am mai spus, am o dificultate să mă prezint. Este un lucru care îl cer toți oamenii când facem interviuri sau când scriu ceva, vor să știe cine sunt. Sunt o persoană, sunt femeie, sunt mamă, am fost o femeie de afaceri, am făcut lucruri, am călătorit, am tot ce-mi trebuie, dar lucrul pe care eu pot să-l spun cel mai mult despre mine este că sunt cineva care trăiește educația ontologică de la vârsta de 28 de ani. Și nu numai că o trăiește, o respir, o trăiesc pentru beneficiile pe care le face pentru oameni. Este viața mea. Deși cine sunt eu? Sunt un lider de educație ontologică la nivel internațional. Eu am adus educația ontologică în România, aducând cursurile Landmark în anul 2000. Și fac acum cursuri ontologice, fac coaching ontologic cu oameni din toată Europa, din România. Sunt instructor de photoreading, fac cursuri de relații prin toată țara, fac cursuri de Time Master, toate sunt cursuri ontologice. Când te-ai apropiat și cu ce prilej de ontologie? Din toate întâlnirile care le-am avut cu oameni foarte faini aici la Câte lună și stele, fiecare s-a orientat spre un domeniu, indiferent despre care e vorba, într-un moment important din viața lor, ceva avea nevoie de o schimbare în viața lor și și-au găsit orientarea acolo. La tine cum s-a întâmplat cu ontologia? La vârsta de 28 de ani eram realizată din punct de vedere al tuturor celorlalți oameni din jurul meu și inclusiv al meu, dacă mă uitam la bifatul de căsuțe. Eram un om liber, trăiam în Israel, câștigam o groază de bani, câștigam în 10 zile cât câștigau alții în 3-4 luni. Deci liberă, tânără, tot ce vrei. Cu toate astea aveam o viață absolut mizeră pe dinăuntru. Aveam senzația că sunt constrânsă de o fel de cămașă de forță. Știam că am un potențial extraordinar și parcă dădeam din mâini într-o casă întunecată, adică în întuneric, încercând să găsesc o direcție. Eram de o nemulțumire cruntă și critică și tristă și mascam toate acestea. Cream că sunt buricul pământului, că le știu pe toate. Era un fel de paradox, pentru că în timp ce mă credeam atât de deșteaptă, de le știam pe toate, viața mea era atât de întunecată. Deci e un paradox, ne? Din fericire pentru mine, de-a lungul vieții mele, eu am avut multe incidente în care viața m-a luat și m-a trântit în situații, făcându-mi un mare, mare bine. Într-o noapte, într-o seară,
m-am dus la o întâlnire, bărbatul care trebuia să vină, prietenul meu, era un prieten, nu era amicul meu, nu era iubitul meu, nu a venit. M-am luat după un grup de oameni, am ajuns în întâmplare într-un loc unde am auzit pentru prima dată în viața mea pe cineva vorbind într-un fel care m-a mesmerizat, care m-a transpus, m-a șocat. Eram, dacă vrei, ca o imagine, sunt foarte vizuală, dacă vrei, imaginează-ți un iepure în mijlocul drumului, iarna, cu farurile unei mașini în ochi, înghețată efectiv în fața acelei conversații. Era vorba despre o conversație ontologică. În viața mea nu auzisem acel fel de conversație și toată ființa mea urla să asculte astfel de conversație. Am recunoscut-o când am văzut-o, mi s-a părut dumnezeiască. No. Da, tu spui la un moment dat că poți să ai viața pe care ți-o dorești prin educația ontologică. Ce înseamnă să te educi pe partea asta? Poți să ai viața pe care ți-o dorești oricând, fără nimica. Da? Și sunt metode diferite. Mi-aduc aminte de când am făcut eu această, am participat în această educație și până astăzi îmi vine mereu aceea expresie. Educația ontologică este muzica, virgulă, care mă cântă. Muzica aceasta mă cântă pe mine. Adică ea mă ia și sunt una cu ea. Înțelegi? Nu pot să spun ce este. Este o muzică. Este o cale care simplifică, scoate gândirea alambicată, confuză, împrumutată, ideile false și pur și simplu se scurg de pe tine ca un noroi pe care îl speli. În momentul în care se duce noroiul, gândirea falsă altora, părerile, opiniile și toate gândirile greșite pe care le ai, îți descoperi că ai aripi să zbori, că ai onoare să trăiești pe pământul ăsta cu fruntea sus, că nu trebuie să mai fii înfricoșat de nimica. Trăiești în onoare, în respect și ființele umane nu trăiesc în asta. Ființele umane arată mereu cu degetul de ce se comportă ca niște moluște fără coloană vertebrală. Eu am descoperit în educația ontologică accesul la mine și nu am mai dat drumul de atunci. Mai spui tu că este și o unealtă de a fi tot timpul cu tine și de a evolua, de a crește mereu. De fapt nu crește. Educația ontologică nu este pentru a crește. Este un verb care nu se potrivește în acest domeniu. Mai degrabă, în educația ontologică dai la o parte ceea ce nu ești tu ca să fii tu. Cine ai fost întotdeauna? Cine suntem noi? Suntem întregi, perfect și complet, spune Landmark. Cine suntem noi? Suntem întregimea absolută, cum spune Vedanta, hinduismul, budismul. Noi suntem întregi, perfect și compleți. Nu ne lipsește nimica. Tristețea și suferința vine din faptul că nu, că știi cine ești cumva, intuiești, dar viața ta nu manifestă acest lucru. Viața ta manifestă, cum îmi spunea mie cineva cu care făceam coaching astăzi, spunea cât trăiești tu? Zice, la 10-15, până la 20 maximum din viața mea. Ok, fine. Ce te oprește? O gândire greșită. Un maestru indian a spus, tot răul vine din minte, deci toată suferința și confuzia și grebelelele și toate vine din minte, dar mintea nu era. Tot ce este o gândire greșită care are nevoie de corecție. Educația ontologică ți arată unde gândești greșit, asta e tot. Educația ontologică ți arată ce înseamnă să gândești bine? Nu. Unde tu gândești greșit și vrei să te corectezi, fine. Aha. Apropo de gândire greșită, sau de gândire în mod... Da. General, dacă vrei. Da. Și dacă tot vorbim despre călătoria în viața noastră, noi știm două lucruri concret, că ne-am născut și cândva vom pleca. E foarte important ce facem pe tot parcursul acestei călătorii. Da. Dacă știm și putem să ne bucurăm de călătoria asta. Și mă gândeam acum că foarte multe din lucrurile care compun, dacă vrei, gândirea greșită, vin din copilărie. Să nu uităm că copii fiind mici, începem să descoperim la un moment dat universul din jurul nostru. Avem niște exemple pentru noi, părinții sau, mă rog, bunici ce-or fi în jurul nostru, ca niște zei, care, și avem senzația că tot ce fac ei, indiferent ce fac, e bine și că așa e corect. Faza e că, cred că cu foarte multe dintre concepții, preconcepții sau cum vrei, pornim de acolo din copilărie și la un moment dat nu mai știm cum să le transformăm sau cum să ne eliberăm de ele, pentru a ne bucura de viața pe care o avem.
Ok. Vezi tu, nu știu ce să-ți răspund. Să fiu de acord cu tine, nu pot să fiu de acord cu tine. Sunt de acord cu tine în sensul că tu vezi din perspectiva și e total legitim pentru mine absolut orice perspectivă. Eu am o perspectivă în care cred că cine sunt, nu că cred, am văzut în experiența mea lucrând cu oameni și mai departe și mă refer doar la mine acum să nu vorbesc despre alții. La vârsta de vreo, eu știu, eram în clasa a patra, nu, am avut momente de trezire și am văzut comportamentul părinților mei și am văzut că nu-i corect. Din perspectiva valorilor am văzut asta. N-am idee de unde mi-au venit. Fii atentă, la vârsta de ceva de, eu nu știu cât, în clasa a patra, profesoara mea de istorie pe care o adoram, n-am idee de ce, că te îndrăgostești câteodată, nu știu dacă tu te-ai îndrăgostit de profesor. Da. Femeia asta a crezut că mie, avem o relație așa specială. Într-o seară mi-a spus, mi-a șoptit că a doua zi dădea extemporal. Nu ai idee cum mi-a dărâmat mie lumea atunci, dragostea pentru ea. Pentru că mi s-a părut lipsit de integritate. Și eram un copil, nu vorbise nimeni de integritate. Mi s-a părut că nu mă respectă, că n-are încredere în mine și că nu mă iubește doar pentru mine, nu trebuie să-mi spună mie înainte să-mi dea primele favoruri. Da? Deci eu am văzut atunci ceva care nu este valoros, care n-are etică. Cine m-a învățat? Nu nimeni. Am văzut un comportament care mi-a fost complet străin și complet deziluzionant. Asta a fost lipsă de etică. Deci cum învățăm este cum vrem să învățăm. Noi decidem ce vedem, noi decidem ce luăm. Eu puteam să merg cu ea și să nu mi se întâmple nimic și să nu văd nimica și să nu mă intereseze nimica. Deci în funcție de ce vezi, viața îți dă lecțiile, iar tu iei ce iei. Eu nu zic, toată viața noastră, din copilărie, de acum, de peste tot, toată viața noastră, viața este însăși marele nostru învățător. Ea ne dă circumstanțele, iar tu faci deciziile. Sau tu vezi lucrurile și în funcție de ce vezi, acționezi. Cum ți se pare asta? Crezi că intuiția ar fi, adică ne ajută, e foarte clar că ne ajută, dar cum învățăm să ne o dezvoltăm, să fim mult mai atenți la ceea ce vine din interior, la ceea ce ni se spune din interior, că bănuiesc că și tu ai avut aceeași chestie, pur și simplu ai simțit că nu e corect ce s-a întâmplat, intuitiv cumva, fără să vezi. A fost o revoltă a ființei mele. A fost o revoltă interioară a ființei mele, am devenit conștientă de ceva. Mai târziu, în comunism, am început să văd. N-ai voie să vorbești, n-ai voie să te asociezi cu străini, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. A fost o revoltă atât de mare, încât mai degrabă am preferat să mor decât să trăiesc fiind subjugată de voința altor oameni. Mi-am ales să fiu adevărată mie însă și am făcut totul ca să plec din țara. Da. Deci avem totuși o abilitate foarte importantă care ne poate ajuta foarte tare să schimbăm contextul. Să schimbăm perspectiva. Astea-s cuvinte, m-ai întrebat mai devreme cum dezvoltăm intuiția. Cum? Ființele umane fac totul. În primul rând, ca să te faci bine, trebuie să știi că ești bonlav. Prin conștientizare atunci, trebuie să ne dăm seama că ceva nu e în regulă. Da, ok. Trebuie să te uiți și să vezi, codruța, toate acțiunile pe care le faci și tot ce gândești ca să-ți dai în capă intuiției. De fiecare dată când intuiția spune ceva, tu îi spui nu, că nu vreau să pierd căruța, nu, că nu vreau să fiu mai proastă, nu, că trebuie să stau în control, nu, că na. Deci ce faci toată viața? Nu faci decât să dai în cap intuiției tale și să dai în cap faptului cum este să fie adevărată ție însăți ca să nu pierzi, Doamne ferește, ceva. Ce, într-adevăr, nu pierzi decât pe tine, complet. Și ce câștigi? O mașinărie care are un mers pentru a te face să ai succes, să domini pe altul, să controlezi pe altul, să eviți dominarea lui altul, să eviți responsabilitate, să te justifici, să ai dreptate. Asta e tot. Cu asta rămâne. Deci nevoia de control, cred că ne creează o problemă. Cine sună? Aoleu, nu pot să răspund, dacă e bine. Nevoia de control, da. Nevoia de control. Nevoia de control, nu. Nevoia de supraviețuire. Toate ființele umane supraviețuiesc. Adică e mai important să supraviețuim decât să trăim, sau? Scuză-mă, e mai important să ai bărbatul cu bani, să devii doctor și să fii popost foarte mare. E mai important să ai copii care merg la școală și sunt cei mai buni, că dai bine. E mai important decât orice. Oamenii își vând viața pentru imagine. Oamenii își vând viața pentru bani. Oamenii fac chestiile astea pentru bani.
unde este ființa aruncată la coș undeva, o descoperi când ai făcut toți banii, ai avut toate nevestele, ai avut toate chestiile, toate iahturile și toți banii și miliardele nu sunt de ajuns, trebuie să mai faci alte miliarde. Și pe urmă te întrebi, la un moment dat, se spune în Landmark, la un moment dat ajunge un moment în care te întrebi dacă asta e tot ce este. Și un mare gol se întâmplă. Noi nu suntem pe pământul ăsta ca să acumulăm, să facem. Noi suntem pe pământul ăsta pentru evoluție, pentru onorarea ființei noastre. Și când onorezi ființa ta și evoluezi, iei acțiuni care să sprijine comunitatea, nu să o ucizi. Ce frumos spus, da. Da. Crezi că învățăm să ne onorăm ființa și prin, sau cum să spun, da, și datorită valorilor pe care le avem? Adică există ceva? Eu cred că oamenii n-au valori și nu sunt prezenți la ce înseamnă valori. Ființele umane gem sub suferință pentru că nu sunt conectați la valori, în experiența mea. Care sunt valorile? Dăm și mie niște exemple de valori? Păi nu știu, uite, hai să spunem că unii oameni, și cred că și eu mă număr printre ăștia, au ca valori în special legate de ceilalți. Adică familia mea, într-adevăr, e vorba și de carieră, da? Dar printre altele, uite, eu, de exemplu, ca valoare esențială o am, cea prin care să mă ajute pe mine să mă bucur, cum zici tu, de viața asta. Adică fiecare moment care mi se oferă, poate că e o chestie de autoeducație, habar n-am, poate fi și intuitivă, eu încerc să mă bucur de chestia asta. Adică bucuria de a trăi, știi? Pentru mine cam asta e. Care sunt valorile tale atunci? Sau cum le vezi tu? Cum le definești? Cum le definesc eu? Ok, Codruța, ce ai spus adineauri este clar pentru mine, că așa vorbesc cu oamenii în general, bine intenționați și care au făcut lucruri în viața lor, dar este vag. Este vag și are șansa, are potențialul să te lase mereu nemulțumit și dând cu mâinile peste tot prin întuneric. Uite care sunt valorile care merită pentru mine să trăiesc. Să fiu în prezent, să mă onorez, să comunic într-un mod care mă onorează, să fiu autentică, responsabilitate este valoare, integritate este altă valoare, fără integritate n-ai viață, bucurie de viață, putere, demnitate, fericire, alea sunt valorile pentru mine. Când am aceste valori, când le manifest, că de avut le am, când le manifest, ating cu cine sunt, tot ce ating. Pe mine, familia mea, business-ul meu, țara mea, pământul, planeta. Cine sunt eu care mai manifest prin valori? Oamenii nu-și manifestă valorile pentru că au o groază de conversații stupide, că nu-s bun de ajuns, nu acum, nu-s pregătiți de ajuns, n-au norocul, n-au banii, tot felul de conversații. Când nu ai rezultate în viață, alea pe care ți le dorești, întotdeauna ai explicații de ce nu. În jocul ăsta de a explica tu, uiți că ai valori și uiți cine ești. Mereu ești în lipsă. Da, interesant. Vreau să te mai întreb ceva, de așa îmi sar ideile de la un cuvânt de al tău la altul, dar aș vrea să ne oprim puțin la autenticitate și apoi... hai să vorbim despre autenticitate și după aia mai vedem. Se spune foarte des în lumea asta și am auzit de foarte multe ori îndemnul, se îndeamnă unul pe celălalt să fie fiecare om, unul pe celălalt sau mă rog fiecare, care or fi, să fie autentici. Ce înseamnă să fie autentic? Oamenii habar n-au ce înseamnă autenticitate. Cum? Este o discuție. Oamenii habar n-au ce înseamnă autenticitate. Păi asta era ideea. Ce înseamnă autenticitate este să fiu adevărată mie însă, să nu am niciun fel de agenda ascunsă. Eu vorbesc cu tine și acum mă gândesc cum să te mănăresc, cum să te păcălesc, cum să te conduc unde vreau eu, cum să te conving, ce să-ți vând. Sau să încerc să dau bine, să fiu o mare deșteaptă, să mă dau mare. Asta e neautentic. Sau să mă dau modestă, dacă nu mă dau mare. Asta e neautentic. Ce înseamnă autentic este să fii adevărat ție însuți. No, ca să ajungi să atingi această autenticitate, cu toți avem o intuiție despre ea. Trebuie să faci niște cursuri ontologice în care vezi rahatul care acoperă autenticitatea. Oșo a spus, în engleză o să spun, a real intelligent person is a crap detector. O ființă umană cu adevărat inteligentă este una care detectează rahatul. Ce înseamnă? Toate vopselele pe care le-ai pus pe tine
de nu mai știi cine ești. Când le, când le distingi, când le vezi și renunți la ele, ești autentic. Cum este, să spune, o ființă umană este autentică atunci când își recunoaște neautenticitatea. Primul pas spre autenticitate este când spui, aici joc teatru, acum mint, acum mă dau mare. Când distingi acel lucru și îl spui, mizeria aia este dispărută ca așa, ca un fum în aer. Și atunci rămâi gol în fața unei alte ființe umane. Și ce îți rămâne de făcut? Să fii tu însuși, să comunici ceea ce trebuie să comunici, care întotdeauna poate este benefic pentru amândoi. Da, da. Aici, aici intervine empatia. Deci dacă reușim să fim empatici și cu ceilalți, înseamnă că suntem oarecum și autentici? Când renunți, când ești așa de curat, nu știu dacă se cheamă empatie doar un cuvânt, este o căldură, o acceptare, o dragoste, un respect, o bucurie, o fraternitate, o păsare. Nu știu ce este. Sunt toate la împreună. Este, este ceva de împreună, nu este unul împotriva altuia. Noi suntem împreună. Da. Da. De foarte multe ori oamenii sunt doar unul, doar ei cu ei sau împotriva celorlalți. Împreună e un cuvânt da, greu dar de... Vezi tu, Codruța, să știi, o ființă umană este o ființă umană, este îmbrăcată într-un caracter. Este îmbrăcată într-o identitate. Identitatea are toate jocurile de care pe care cine-i mai deștept. Dar ființa de desubt nu are asta. Când tu îți descoperi propria ta ființă, poți să te scoți din priza identității tale, nu mai trebuie să joci care pe care. Încep să fii autentic, nu mai intri în jocurile alea. Noi o să murim cu identitatea și caracterul pe care l-am creat. Noi o să murim cu el. Nu trebuie neapărat să și acționăm prin el, odată ce știi cine ești. Foarte fain, foarte fain. Mă întrebam acum dacă autenticitatea pe care ar trebui să o abordăm, așa cum ai descris-o tu, ne ajută în toată scena asta, dacă vrei, în tot teatrul ăsta al vieții. Că la un moment dat, probabil că lumea o să spună, păi da, dar stai puțin, că eu nu pot să fiu complet autentic cu colegii mei de la serviciu, că dacă mi se întâmplă ceva, la fel, nu pot să am aceeași atitudine sinceră și deschisă cu șefii sau cu partenerii de afaceri sau cu diferite persoane. Foarte interesant. De care depinde, hai să spunem, viața mea, jobul meu, liniștea mea și așa mai departe. Ok, fii atent, când spun autenticitate nu înseamnă să fii responsabil. Iar când ești autentic, nu înseamnă că trebuie să te duci și să înjuri pe cineva sau să spui ce gândești despre el. Când gândești lucruri rele despre oameni, ești neautentic pentru că nu ți-asumi responsabilitatea pentru ce nu funcționează. Dacă vrei să fii autentic, te uiți unde ți este responsabilitatea ta, nu a altora. Deci este un joc extraordinar. Vezi, nu poate să funcționeze la o conversație de asta în care îți dau răspunsuri. Mai degrabă, când lucrezi într-un curs ontologic, dacă tu te duci de pildă la Landmark Forum, care va fi acum în iunie, și faci cursul de Landmark Forum, îți distingi aceste neautenticități și ai accesul la autenticitate. Pentru mine, eu consider pentru mine, că nu exist dacă nu sunt autentică. Nu existi dacă ești nu ești autentic. Dacă minți, nu existi. Altceva există pe costul vieții tale, dar nu tu. Iar eu vreau să trăiesc viața asta din plin. N-am să dau o centimă, un moment din ea la ce nu este, ce nu sunt eu, ca să mă joc, să joc teatru. Deci da, clar, ceea ce suntem în momentul ăsta sau cum e viața noastră în acest moment depinde clar de responsabilitățile pe care le-am luat la un moment dat, dar și de deciziile pe care le-am luat. Ce ne spui despre asta? Decizii? Decizii. Da. Deciziile sunt din identitate, sunt lucruri cântărite, mental. Alegerile sunt ale ființei tale și n-ai niciun fel de nevoie de nicio justificare. Viața este așa cum este pentru că avem gândire greșită. Eu văd și lucrez cu oameni de 30 și ceva de ani. Sunt extrem de puțini lideri între ei. În general, le pasă de fundul lor mare și gras. Ce au, ce mai fac, ce mai iau, cum pot să folosească de orice pentru a face, a mai lua și așa mai departe.
Da, și despre lider ar putea să vorbim. Sunt din ce în ce mai puțin lideri în lumea asta, dar și cei pe care, de exemplu, îi cunosc eu, sunt oameni extrem de valoroși și care chiar știu ce înseamnă să fii lider. Ce părere ai despre... Nu știu, mă gândeam, înainte de a vorbi cu tine, că ar fi interesant să ne spui dacă ce părere ai tu despre miracolele din viețile noastre. Mie mi s-au întâmplat niște lucruri, miracole, să nu o luăm pe partea mistică, adică niște lucruri foarte frumoase, cum să zic, care n-au fost pregătite, care n-au fost puse pe un calendar și pe o agendă și trebuiau făcute. Pur și simplu au venit în viața mea. Ce păream despre miracole? Deci nu mistic, că nu contează alea. Eu cred că viața însăși este plină de miracole, iar dacă suntem surprinși de lucruri în viața noastră, le chemăm miracole. Viața e miraculoasă, ce să spun? Cum am ajuns eu să fac educație ontologică este un miracol, cum am ajuns să fac ayahuasca în Peru e un miracol. Sunt o groază de momentele de miracol sunt momente în care viața ne ia pe sus și ne dă ceva. Chiar dacă momentul ăla nu vedem. Și ne surprinde frumos. Adică când mă refer la miracole, mă refer la tot ce se întâmplă frumos în viață, la care probabil nu ne-am gândit și care vine așa ca un fel de, dacă vrei, poate că greșesc acum în formulare, ca un fel de răsplată. Adică cumva te simți recompensat de viață, ca să zic așa, ai luat o bilă albă, pentru diverse lucruri pe care le faci. E ok să simțim asta ca un fel de recompensă din partea vieții? Nu sunt reguli, eu nu am reguli, nu știu. Iar ce ai spus acum referitor la miracol care este așa de bun și așa de recompensă, situațiile nașpa din viața noastră uneori au fost cel mai mare miracol și nu le-am văzut atunci. Deci nu am reguli, n-am reguli. Este o poveste frumoasă pe care o spune Alan Watts, el fiind o persoană care era, mă rog, specialist sau, mă rog, maestru în zen, nu știu cum să-i spun, și el spune că la un moment dat un țăran din China, unic țăran din China, i-a fugit calul. Era foarte nefericit. Au venit vecinii și au spus, vai, ce păcat. Nu, au venit vecinii și au spus, vai, ce rău ne pare, ți-a fugit calul. Și ce trist. Și el a spus, poate, așa a zis săranul, poate. A doua zi de dimineață a venit calul înapoi, aducând încă 6 cai sălbatici după el. Au venit vecinii, ce fantastic, ce norocos ești, ia uite ce s-a întâmplat, acum ai 7 cai, ce fericit, ce norocos. Și el a spus, poate. Săranul a spus, poate. Băiatul lui a încercat să domesticească caii ăia, să-i călărească și să-i facă domestici, ăia sălbatici. Și unul dintre ei l-a trântit și i-a rupt piciorul. Au venit vecinii și au spus, vai, ce nenorocire s-a bătut sau frata cu băiatul tău și-a rupt piciorul. Și el a spus, poate. A doua zi a venit în sat, au venit oameni din armata împăratului chinez să adune tineri ca să se ducă la război. Băiatul țăranului l-a luat că avea piciorul rupt și țăranii vecinii lui au venit, oh, ce fericit ești, băiatul tău nu s-a dus la război. Și el a spus, poate. E doar o interpretare. Niciodată nu știi. Depinde cum te uiți. Când eu am divorțat, când mi-am pierdut business-ul, dintr-o dată mi-am pierdut temelia vieții mele. Mi-am pierdut orice busolă. Da? Am fost în Peru, în Ayahuasca, și am văzut că a fost cea mai mare binecuvântare a vieții mele. Am trecut într-un alt spațiu de existență. Ce miracol! Dacă m-ai fi întrebat, vrei să treci într-un alt spațiu de existență? Absolut nu! Ce ești nebun? Nu vreau! Cu toate astea, miracol s-a întâmplat. Viața este extraordinar de generoasă. Bine că nu ne ascultă de cele mai multe ori. Da. Așa este. Orice eveniment care trece prin viața noastră, și în special cele neplăcute, că alea parcă ne deranjează cel mai tare, au un sens. Au un sens și eu merg pe ideea că din acele evenimente neplăcute ar trebui să extragem o, nu știu, lecție, ceva, o învățătură. Undeva am greșit. E prea mică chestia. Vezi tu, când te naști, când naști un copil, treci prin dureri. Un copil iese din uter, unde s-a simțit bine. Trece printr-o strângere majoră și iese într-un spațiu unde aerul e uscat, unde e lovit la fond, unde e făcut să îi se bagă degetele în gât, luminile în ochi.
Vezi tu, el trece dintr-un spațiu în alt spațiu și trecerea asta este dureroasă. Este dureroasă din cauza atașamentelor pentru siguranța aparentă pe care o avem într-o anumită situație. Sunt femei care suferă în casă cu un bărbat de 30-40 de ani și suferă și nu pleacă pentru că le e frică să nu-și piardă siguranța. Ce siguranță? Parcă stai într-un cavou cu unul. Ce siguranță e aia? E siguranța morții. Da? Și preferă să stea acolo. Altele care au curajul și pleacă și își fac o viață. Și e dureros momentul când te desparți de așa zisa siguranță. Da, clar, aici intervine atașamentul și dependența, cumva. Deci durerea este direct proporțională cu atașamentul pe care l-ai? Warner, care a creat aceste cursuri educaționale ontologice, l-a spus, cu cât ești mai sus, cu atât cazi mai tare. Deci un lider de educație ontologică, dacă se întâmplă să cazi sau să treci printr-o perioadă de trecere, cu atât mai mare este suferința. Ce părere ai despre puterea cuvântului? Am avut mai multe discuții cu fel de fel de oameni despre asta și la un moment dat este și o carte, nu mai știu acum de cine e scrisă, care vorbește despre puterea magică a cuvântului. Că e important să folosim anumite cuvinte pentru a nu răni, pentru a... Nu știu, bla, 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 bla. Ok, bine. Fii atent. Cine suntem noi este cine spunem că suntem noi. Cine ești tu este cine spui că ești tu. Cine sunt eu este cine spun că sunt eu. Te scol dimineața din pat și spui mă simt nașpa de tot ce zi oribilă. Ce se întâmplă este o zi oribilă și ești nașpa. Cuvântul, cum spune în Biblie, la început a fost cuvântul. Cu cuvântul te creezi, tu cu cuvântul creezi. Pierent, Werner Erhard are o expresie care pentru mine este spectaculoasă și spune, nu există nimic altceva decât nimic. Imaginează-ți o tablă goală cu nimic pe ea. Nimic, nimic. Că mai mult decât un nimic mai mare nu poți. Da, un nimic. Nu există decât nimic și semantică. Iar semantica îți stă în gură. Tu ești cuvântul tău. Ca să dai putere să fii cineva extraordinar, trebuie să-ți respecti cuvântul, că îi dai putere cuvântului. Și când cuvântul tău are putere, tu poți să creezi cine vrei să fii cu putere. Deci eu sunt cuvântul meu, îmi onorez cuvântul, sunt prezentă la ce mi se pe gură și întotdeauna spun lucruri care îmi dau valoare mie. Evident că cere practică acest lucru. Ființele umane sunt obișnuite ca semantica din capul lor să fie una patetică, infimă, minusculă. Nimeni nu-i bun de ajuns. Frumos de ajuns, bogat de ajuns. Părinte bun de ajuns, copil bun de ajuns. În concluzie, această semantică de victimă este distrugerea umanității din zilele noastre. Și cum faci ca să-ți dai un pic de valoare fiind așa o victimă? Te transformi într-un mișel ordinar. Începi să furi, să mănărești. De pildă, în America mi s-a spus, cine vaccinează un copil ca doctor primește $400 pentru copil. Deci, ce fel de cuvânt ai tu acolo? Când îți smânjești ființa în felul ăla, când vinzi ceva. Deci, nu e vorba doar de cuvântul pe care îl dai în afară, este vorba de cuvântul pe care îl ai cu tine. Când nu te onorezi, distrugi puterea cuvântului. Cuvântul are valoare, dar dacă ți-o diminuezi, bătându-ți joc de el, n-ai putere. Dar uite, și cuvintele vin în urma unor gânduri. Gândurile sunt exprimate în cuvinte. Da? Deci vine gândul și după aia dăm drumul prin cuvânt la gândul nostru. O secundă. Trebuie să faci o distinție. Tu nu poți să obții acum într-o oră de conversație sau 50 de minute a antrenamentul sau conversațiile de ani de zile. Da? Sunt niște conversații care durează luni, ani ca să le primești. Deci trebuie să ai un substrat pentru a pricepe, a primi lucrurile astea. Iar dacă le spun așa, le pot chiar suna banale sau banalizate față de oameni care nu gândesc decât cât o furnică. Da? Dar oricum o să le spun. Ascultă, Codruța. Gândurile pe care le avem nu le gândim noi. Te-am lovit? Gândurile pe care tu le ai nu sunt ale tale.
Tu ai șansa să gândești gândurile tale sau să gândești singură doar când descoperi că ce gândești nu ești tu, nu vin de la tine gândurile alea. În momentul în care faci distinția dintre gândurile care te gândesc și ceea ce tu gândești, atunci devii stăpân pe viața ta. Landmark face asta. Într-o manieră dincolo de orice imaginație, în 3 zile, descoperi cine te gândește și cum să gândești singură, cu propriul tău cap. Foarte tare asta, foarte tare. Care? Îți dă înapoi cărma vieții tale? Eu nu cred că este ceva mai puternic decât asta, pentru că nu știi cine ești până nu știi cine te gândește. E interesantă abordare, uite, chiar interesantă. Yeah. Și ascultându-ne acum, îmi dau seama de unde venea tot entuziasmul oamenilor care au fost la cursul ăsta. Pentru că s-au redescoperit, asta spuneau, că s-au redescoperit pe ei. Da, pentru că au descoperit exact acest lucru, au descoperit iluzia, gândurile care nu sunt ale tale. Gândurile pe care le avem și care ne gândesc pe noi au o altă miză decât avem noi în viață. Gândurile acelea ca miză nu au să fii fericit și împlinit. Na. Să fii sclav, suferind, dezorientat, confuz, mișel, corupt, mizerabil, mincinos, ordinar, orice vrei. Dar asta te fac gândurile alea, care nu sunt ale tale. Tu crezi că ești tu, pentru că nu știi diferența. Da, interesant. Când te-ai hotărât să faci un curs despre relații, de unde a venit pornirea asta? Oi, ce chestie! Ascultă! Eu sunt un lider de educație ontologică, fac cursuri de photoreading spectaculoase și într-un an mă apucă pe mine așa generozitatea și mă gândesc să creez un curs de citire rapidă cu tehnici din photoreading, din fotocitire, pentru studenți și elevi care se apropiau de bacalaureat. Imaginează-ți ce fac eu cu geniul meu generos. Fac acest eveniment și îmi vin mie 30 de oameni. Un singur elev! Unul singur pentru citire rapidă. Imaginează-ți, unul singur. Ce chestie! Și ăla a dus cu japca de măsa. Fac evenimentul ăsta de 2 ore și jumătate, le dau oamenilor tehnica de citire rapidă, bla, bla, bla. În schimb, lângă, undeva aproape, se întâmplă un curs și este multă forfotă. A doua zi se întâmpla cursul. Se aranja sală, bla, bla, bla. M-am dus curioasă să văd și eu. Vezi tu, mă gândesc, oamenii zic că vor să învețe să citească și să așa mai repede. Nu apare niciunul, vin doar oamenii în vârstă sau oameni obișnuiți care vor să învețe să citească mai bine, mai repede. Dincolo să forfotă mare. Ghiși ce? Aflu că este un curs de relații. Întrebe al cui, zic, mă, nu prea am o părere bună de individul ăsta, personajul ăsta, care nu spun că e bărbat femeie, dar zic, dacă adună 250 de oameni într-o sală, trebuie să fie ceva în regulă cu el. Ghiși ce am făcut? M-am înscris a doua zi, evident cu un nume fals, da? Mi-am pus o perucă, m-am mascat bine și m-am dus să văd cum este cursul de relații al acestui individ. Îți spun cinstit că m-am dus acolo cu urechile deschise ca să aflu ceva nou. Am văzut ceva atât de abject cum nu-ți poți imagina. Ce am văzut este intrat cu surlițe și trâmbițe și sunete de nu știu ce, la fel ca la filmele americane. Ce am văzut este un tip care bătea câmpii din cărți într-o manieră execrabilă și ce a fost mai crunt a fost când am aflat că acest individ creează alți indivizi ca el, care au devenit foarte cunoscuți pe aici, pe acolo, prin România. Și m-am gândit, Iisuse Hristoase, dacă acest individ se clonează, tâmpește oamenii din tâmpiți și face și mai tâmpiți. Ce m-a șocat de asemenea a fost că 2 ore și jumătate cât am stat în prima parte, am stat că am avut răbdare. Ce m-a șocat cel mai tare era că oamenii din sală erau ca mesmerizați ascultând acest individ care nu spunea nimica. A fost un șoc pentru mine. Pe urmă, a zis că în partea a doua, nu vreau să mai stau, în partea a doua după pauză, o să vină niște indivizi pe care i-a antrenat el să facă, să arate cât de grozav sunt, să conducă ei partea a doua. Și am rămas să-i văd. În momentul în care am fost acolo, în partea a doua, am ales, am spus că am o obligație, o datorie să ies și să fac cursul de relații. Să dau măcar șansa oamenilor, ăia care pot să audă, să facă un curs de relații așa cum trebuie să fie făcut, ontologic. Nu spun că ești mai bună decât ei. Ideea este că fac rezultate, nu mi-o pui capul cu prostiile tale. Da? Și de-aia am să fac cursul de relații. Imaginează-ți. Trebuie să sunt recunoscătoare individului, persoanei, personajului.
Așa am ajuns să fac cursul relații. Nu așa? Cât din cursul ăsta de relații pe care tu îl subții, nu l-am văzut, este inspirat și din experiența personală? Când tu gătești, ai ingrediente în bucătărie, nu așa? Ei? Da? Ai diferite rețete, nu așa? Ok. Eu în cursul ăsta folosesc unelte, ingrediente ontologice, doar. De ce? Pentru că te duc la autenticitate. Produci rezultate doar când o ființă umană poate să se uite la ea în oglindă și atunci să vede cum este în realitate. Ok? Deci, fiecare punct, fiecare distinție sau unealtă pe care o folosesc ca autenticitate, eu am exemple din viața mea în care eu m-am văzut pe mine. Și când eu împărtășesc cu oamenilor, ei văd asta pe viu. Orice lucru transmis printr-o experiență a ta devine mai palpabil pentru oameni. Așa e. Educația ontologică folosește multe exemple, dar nu povestite din tribună, ci evident făcute conform unui anumit fel de a comunica ontologic, care este curat și te duce să vezi punctele, cum s-a făcut această gândire greșită, unde, unde te ducea, ce te costa. E, oamenii se recunosc. În cartea mea, de pildă, cartea mea este doar un fel de manual de educație ontologică, de la început la sfârșit experiențele mele, dar toată spusă din punctul de vedere al distincțiilor ontologice. Oamenii se regăsesc acolo și își rezolvă lucrurile doar pentru că citesc parcursul distingerii neautenticităților. Spune-ne, pentru cei care ne urmăresc, cum se numește cartea ta și unde pot găsi? Cartea mea are titlul parte în engleză, că nu vreau să-l traduc, vreau să rămân așa, pentru că îmi place foarte tare. Este expresia lui Werner Erhard, care a spus: "You asshole, you caused it." Tu, nemernicule, tu ai cauzat totul. Deci dacă ai cauzat, nemernicule, tot de suferința din viața ta, tu îți dai seama cât de tare ești să poți să gestionezi atâta dramă? Și dacă tu ai puterea să gestionezi această dramă, tu care ai cauzat această dramă, poți să cauzezi și altceva? Corect. Deci tu, nemernicule, tu ai cauzat asta, adică you asshole, you caused it. Și a doua parte este: orice gândire greșită poate fi corectată. Deci orice gândire greșită care îți dă suferință în viața acum poate fi corectată. Gândirea poate fi corectată. Aha. Deci toate, nu știu, viețile unora care se simt mizerabili, se simt execrabili, care se simt împliniți, vin tot dintr-o gândire greșită. Nasol. Toată suferința pe care noi o avem în viața noastră, toată nefuncționalitatea, vine din gândirea noastră greșită, nu altora. A noastră. Când tu ți-asumi responsabilitatea și te uiți la tine și descoperi acest lucru, oamenii refuză să se uite că e dureros să vezi că tu ești responsabil. Dar educația ontologică, de pildă, dacă te duci la Landmark acum în ianuarie, în iunie, e făcut în așa fel încât nu te simți vinovat, nu te învinovățești, te uiți ca la o persoană străină, te uiți și vezi toată făcătura. Și când îți vezi toată făcătura de-a ta, o vezi, că o vezi în alți oameni, nu la tine, nu te uiți la tine, că la tine te doare. Dar când o vezi în alți oameni, prin oglindire, dai drumul. El se rezolvă, tu te rezolvi prin oglindire. Te cureți. Nu e o chestiune de cât de inteligent ești și cât de școală ai. Este o chestiune de ființă, de prezență. Și toți suntem egali. Apropo de prezență, cum învățăm să trăim acum, aici, azi, acum, acum? Cum acum? Te referi la momentul de acum? Da, la momentul de acum. Oamenii nu se concentrează pe acum. Adică, în general, din câte am observat eu, gândurile, trebuie să faci ceva. Nu mă refer la discuția noastră, că nu-i cazul. Adică eu sunt foarte focusată pe ce vorbim. Dar sunt situații în care trebuie să faci ceva și în timp ce faci lucrul ăla, gândul zboară la altceva, la nu știu ce ar mai trebui să faci cândva. Eu nu știu ce trebuie să faci, hai să spun eu de referitor la mine. Pe măsură ce am participat în educație ontologică, cu cât am participat în educație ontologică, imaginează-ți un țăruș și cu o groază de frânghie legat, nu? E, m-a tras, orice participare mă trăgea mai aproape de țăruș, care este prezentul. Da? Frânghia mea de dus încolo, datorită cursurilor și participării în ele și antrenamentelor și tot ce fac, că eu respir viața asta de educație ontologică, m-a dus lângă țăruși. Este incredibil. Este o practică de o viață. E o viață întreagă de practică de a te aduna de pe câmpii. Noi nu avem viață în afară de prezent. Nu există.
ființele umane sunt mesmerizate de poveștile de trecut, cât au suferit și ce au făcut și n-a fost de vină. Exact. Și ce speră să întâmple sau să nu se întâmple în viitor. Trecutul și viitorul sunt două povești, nu există în realitate decât ca povești. Ce există este în prezent unde tu nu ești. De ce nu ești în prezent? Pentru că nu-ți place ce este în prezent. Urăști ce este în prezent. În concluzie, tu nu ești în prezent, te vadezi în povești, nu trăiești. Ajungi la mormânt și n-ai trăit. Deloc! Deloc! Poate ai trăit 2 secunde, 3, 4, un minut, o jumătate de minut, o oră, eu știu cât. Ai trăit când ai făcut sex prima dată și a fost iubire majoră sau un moment de dragoste sau o muzică, te-a atins ceva. În rest, nimic, nimic, nimic. Pentru că trăim în povești. Ei, dacă îți dai seama de chestia asta, înseamnă că e primul pas spre a deveni prezent. Și apoi? Dar vezi tu, fii atentă. E ușor de vorbit, ok? Pentru mine e ușor de vorbit acum. Dar sunt prezentă, că nu este așa ușor de făcut. Dar ce trebuie ca să se întâmple este un angajament profund, să nu treci prin viață de pomană. Uite, cred că mai avem câteva minute la dispoziție, dar e foarte mișto ce ai zis, să nu treci prin viață de pomană. Foarte frumos. Păi da. Și dacă treci prin viață și nu faci la, când ești pe patul de moarte, nu o să spui decât a fost vina lui ăla. Du-te pentru Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu o viață. Ce spui? Ce spui? Măcar spune, am fost responsabil. N-am fost responsabil. Sunt responsabil pentru ce n-am făcut. E, dacă spui așa, măcar să câștigi o bilă albă pentru mai târziu. Adică spui adevărul. Dacă tot e vorba să încheiem, da. Mai trebuie să spun că mi-a plăcut foarte tare o afirmație de-a ta. Nu știu, ai fost întrebată într-un interval, ce e mai important pentru tine? Și ai zis că să păstrezi, ai spus că pentru tine e foarte important, poate cel mai important, să păstrezi dulceața vieții tale. Foarte mișto sună. Foarte mișto sună. Da. Da, știu, mulțumesc. Da, pe bune, chiar mi-a atras atenția. Chiar mi-a atras atenția și mi-a plăcut tare mult cum sună. Mulțumesc. Dacă ar fi să le transmiți ceva celor care ne urmăresc, care ar fi mesajul tău pentru ei? Totul este posibil. Trebuie doar să vrei. Există posibilitatea să obții totul. Există posibilitatea. E în noi. Ai nevoie doar de un pic de moșire. Mai bine ca Landmark, nimeni nu face asta. Cursul de Landmark din București ar trebui să n-aibă locuri de câți oameni ar trebui să ducă acolo. Te duci acolo doar dacă vrei să înviezi. Vrei să înviezi? Nu există pentru mine, ca educația ontologică nu există niciunul. În 3 zile dai jos tot rahatul de pe tine. Evident, după a 4-a începe să pună la loc, dacă nu stai atent. Dar măcar ai 3 zile fără. 3 zile într-o viață e ceva, nu? Foarte tare. Coni, îți mulțumesc foarte mult. Chiar a fost o plăcere să vorbim. Sper să ne mai întâlnim. Spuneai tu de o vizită viitor. Arad sau Timișoara, poate ne întâlnim. Oricum, cu mare drag, sigur că da. Bineînțeles. Mulțumesc mult, Codruța. Eu îți mulțumesc pentru toate minutele astea în care am apucat să vorbim, pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Pentru mine e foarte valoros. N-am idee cum a trecut. A trecut foarte repede. Da. Te pup și te îmbrățișez cu drag și îți mulțumesc încă o dată, cu recunoștință. Și vă mulțumesc foarte mult celor care ați fost prezenți în seara asta și ne-ați auzit vorbind câte luna și stele. Coni, v-am spus, e o doamnă foarte interesantă, v-am convins, sper, invitându-o și ascultând-o, n-o să mai, adică n-o să pierd ocazia ca într-un alt viitor care o fi luna viitoare, anul viitor, să o mai chem încă o dată și să ne mai povestească multe și mărunte. Vă mulțumesc pentru că ați fost lângă noi și vă mulțumesc pentru că sunteți aici în fiecare joi seara. Toate bune și ne vedem săptămâna viitoare. Tot joi, tot la televiziune Arad și vorbind câte lună și stele. La revedere, seară faină! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.